Tentativă eșuată. Angajații vamale au contracarat un nou caz de transportare a mărfurilor nedeclarate. Totul a avut loc în punctul de trecere a frontierei Palanca. O femeie de 40 de ani, nerezidentă în Republica Moldova, s-ar fi prezentat pe direcție de intrare în țară, iar în timpul verificărilor le-ar fi dat asigurări oamenilor legii că nu transportă nimic ce ar trebui declarat. Cu toate acestea, în urma verificărilor amănunțite, inspectorii au găsit preparate injectabile ascunse în compartimentul destinat bagajelor. Aceste produse au fost confiscate, iar femeia se confruntă acum cu riscul de a fi sancționată contravențional pentru tentativa de transport ilicit a bunurilor. Două cazuri de încălcare a normelor de vânătoare și un flagrant surprins în timp ce se incendiau deșeuri. Sunt doar câteva dintre încălcările grave depistate de inspectorii de mediu la Strășeni. În unul dintre cazuri, inspectorii au descoperit persoane care desfășurau activități de vânătoare fără a respecta regulile stabilite de lege. Cei implicați au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 1.200 de lei. Într-un alt caz, un localnic a fost prins în flagrant în timp ce incendia deșeuri. Inspectorii au intervenit imediat aplicând o sancțiune corespunzătoare pentru această abatere gravă de la normele de mediu. Totodată, pe parcursul raziilor, s-a descoperit și un caz de tăiere ilegală a arborilor. În total, în urma raziilor, inspectorii de mediu din Strășeni au aplicat amenzi ce însumează peste 16.000 de lei. În context, cetățenii sunt încurajați să fie responsabili și să contribuie la menținerea unui mediu curat și sănătos. Răcirea vremii se face deja resimțită. 4 moldoveni au suferit hipotermii și au avut nevoie de ajutor medical de urgență în doar o săptămână. În aceeași perioadă, 21 de persoane au apelat la ambulanță după ce au fost mușcate de câini sau înțepate de insecte, iar 19 oameni au ajuns la spital cu arsuri. Totodată, medicii au intervenit în 87 de cazuri de urgențe toxice, printre care s-au numărat peste 50 de intoxicații cu ciuperci, 10 cu medicamente, 9 cu alcool, 7 cu monoxid de carbon și o intoxicație cu droguri. Cele mai frecvente urgențe medicale rămân a fi cele de natură cardiovasculară, neurologică, respiratorie și traumatologică. În plus, 80 de persoane au avut nevoie de asistență după 60 de accidente rutiere. În total, echipele medicale au intervenit la aproape 14.000 de cazuri. Aproximativ jumătate dintre pacienți au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare.